V-am promis de mult că vă arăt cum îmi spăl eu pensulele la mașina de spălat și o să vă arăt ce fac. Am o față de pernă epurată pe care o folosesc doar pentru acest lucru. O să iau pensulele și o să le pun în fața de pernă. Aici aceasta așa e fața de pernă, vine curată și în ea eu am dedicat-o, adică de acum fața asta de pernă roz e dedicată pentru treaba aceasta. Și aici în fața de pernă o să încep să le bag. Să mai. Aici, după cum vedeți, am toate. Deci, asta e așa, fața de pernă, ca un săculeț. Și aici am să pun toate pensulele. Și de data trecută, tot la fel le-am băgat. Astea care sunt murdare, o să le bag aici. Toate pensulele murdare aici, în asta. Și o să fac în felul următor. Vedeți, le-am băgat aici. O să iau fața de pernă și pur și simplu am să o leg înainte să o bag în mașina de spălat. În mașina de spălat o să bag la cel mai scurt program pe care l-am, 30 de minute și am să adaug un pic de dezinfectant, să vă arăt, și foarte, foarte puțin detergent lichid pentru rufe colorate, care este cel mai delicat. Thank you.